Deja a devenit o tradiție că la balurile Popoșilor să fie invitat pentru a cânta și pentru a susține un recital cineva cu un nume sonor. Astăzi la Liceul Economic, la Roșorii de Vede, Xonia. Bună, Xonia! Bună seara, bună dimineața! Nici nu mai știu câte e azi. Deocamdată este seară, seara, seară, 10 o, jumătate. A început de vreme, da, așa. da. Cum ți s-a apărut publicul din Roșorii de Vede? A, a fost absolut minunat. Deci e prima oară când ajung și eu în acest oraș și m-am simțit foarte bine pe scenă, sper că și toți elevii s-au simțit și ei bine alături cu mine acolo, cu dansatorii mei și cu piesele mai Beautiful One și sper că sunt fericiți, că eu de fiind fericită sunt foarte, <laughs> foarte încantată sunt. După accent, nu prea le avem așa cu limba română. De ce? Eu sunt născută, crescută în Australia, Uh, sunt în România de 2 ani de zile. Ambii prin sunt români, dar de când sunt în țară, na, atunci am început să învăț uh să pot să mă descurc și să vorbesc limba română. Că acasă, da, într-adevăr vorbeam, dar mai puțin. nu, cum a fost la școală, bine, sunt bine. Mai puțin, că nici nu, eu nu eram acasă, eram cu antrenamentele, cu canto, cu dans sau muzica, cu actorie și părinții la servici. Deci a fost puțin greu de învățat acasă în Australia. Nu mi-am permis să mă afișez în fața ta fără să mă documentez foarte puțin. Cât am avut uh, timp, știu că și în afară a avut ceva colaborări, câteva nume ne poți da? Uh, colaborări cu, cu producători, deci am uh, cu Martin Jenkins, uh, Rob Davies, Brian Rowling, uh, Brian Canham, deci sunt niște producători în Grammy Award winners, uh, alți producători care au avut mari hituri, uh, spre exemplu care Minogue, că Can My Head, și pentru albumul pe care lucrez la el acum, uh, sper că o să fie gata pentru vară care vine, o să fie compuse de producătorii noștri din țară și din afară, deci o să fie și și. Cam câte piese va avea albumul? Depinde câte piese, decidem noi că sunt cele mai puternici, dacă o să fie mai multe piese pe care simțim că sunt foarte tari și că merită să fie pe album, o să punem mai multe, dar dacă nu mai puține, dar să fie ceva de calitate. My Beautiful One, în colaborare cu cei de la Deep Central, după ce a ieșit din cuptor, deja s-au ridicat destul de bine în topurile din țară. De unde, până unde, colaborarea cu băieții? Eu m-am întâlnit cu băieții de la Deep Central anul trecut, am lucrat cu ei primul meu piesă, Someone to Love You, și uite că am găsit o rețetă pe care... Lucrează pentru amândoi, au găsit stilul meu de muzică, ceva care mă reprezintă pe mine, care mă lasă pe mine să mă -mi exprim pe scenă și uite că și ceva care prinde și la publicul nostru și mă bucur foarte mult. Mă înțeleg foarte bine cu Doru și George de la Deep Central, suntem și de la aceeași casă de discuri și... Ce să zic, vrem și mai multe. <laughs> de să înțeleg că pe viitor va mai exista o colaborare cu cei doi Deep Centrali. Absolut, cum să nu cu ei și cu anți producători, adică avem foarte mulți producători talentați la noi în țară, dar cu Deep Center am găsit ceva, oarecum noi am născut ceva împreună și um, mă simt foarte, mă simt datorit lor, că am ajuns unde am ajuns cu piesa și sper să meargă așa în continuare. În momentul în care ți-ai făcut apariția pe piața muzicală de la noi din țară, lumea zicea că ești un fel de Lady Gaga de România. Asta nu e deloc uh, corect. Nu sunt Lady Gaga de România sau nici nu mai asemăn cu ea. Uh, am avut uh, primul meu videoclip, Take the Lead, care, într-adevăr, a arătat ceva mai um, creativ, uh, dar în niciun caz nu a fost că vrem să fim ca Lady Gaga. Uh, și... O să vezi foarte bine de la noul meu videoclip pentru mai Beautiful One, când nu este nicio asemănare, și așa o să fie și în continuare. Cum te simți în România? Mă simt foarte bine. Eu sunt aici deja de 2 ani jumate. A trecut timpul foarte repede, dar uite că acum încep să-mi trăiesc visele mele, și România este unde am început și totdeauna o să simt nu știu, e ceva foarte special pentru mine să fie aici unde m-am lansat, fiindcă sunt și româncă, dar știu că sunt născută undeva, nu vorbesc limba noastră la perfecție, o să învăț încet, încet, nu am fost la școală să, na, din păcate, dar te învăța limba română, că de școală am studiat, dar, nu știu, sper să reprezint țara noastră cu o imagine foarte pozitivă în afară, că aș dori să ies și eu în Australia, în America, cu ce se poate în România. Te-ai gândit să particip la Eurovision? M-am gândit am și vrut anul trecut cu Take the Lead, o piesă scrisă și compusă împreună cu Mihai Agoșeană și cu mine. din păcate s-a schimbat de regulamentul, n-am putut să mai intrăm în concurs, dar când simt eu că o să am o piesă care simt eu că este ceva care să ne reprezintă foarte puternic cu cel în țări, atunci o să mă înscriu, dar până atunci nu mă grăbesc și vreau să aștept piesa. Sonia, noi îți mulțumim și succes pe mai departe. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru interviu mă prupine și papup, pa, pup! Pa!